Salut și bun venit la un episod de Renegații! Salutare, lume! Hello! Băi, eu mi-au torțele înapoi de pe aici, pe cum. Ele puse așa... Eu nu le las. Lasă că le luăm după ce ne întoarcem. Oricum tot pe aici ajungem, nu? Da, da, da. Avem, trebuie să mergem în partea cealaltă casa și în față avem o savană. Savană. Unde nu m-aș mai aventura acum. Acum noapte, adevărat. Păi numai ce am avut un zombie. Hai să încercăm și ținem astea aproape, bărcile. We shall see. Băi, dai, eu parcai cu fața, fii atent că trebuie să dau cu spatele ca să ce tare. Eu am parcat direct cu spatele. Păi, dar uite o chestie, nu poți să mănânci în timp ce ești în barcă. Poate ești full? Nu, nu, nu sunt full, că am două inimi jumate lipsă la viață și nu se încarcă. Văd cum zombie m-a detectat. Așa, da. Anarcă. Eu zic că suntem în siguranță aici dacă stăm, adică eu aici asta. Da, te-am păi ce faci, mă, te duci la el? Eu sunt spatele tău, eu tot mă învârt în cer după tine, nu știu unde te duci tu. Nu, mergi aici, eu mă uitam după tine, am crezut când... Luași pe cineva în spate cu tine? Da, da. Ei bine și așa, că în caz că pierde careva ăsta, barca, ne urcăm la celălalt. Bun, hai că eu am întors barca ca să stau în siguranță. Să o bag și o păr. Să putem decola de aici rapid dacă... Băi, ce amuzant. Ia uite-mă, mă dă direct în apă. Da, da, cred că știu de ce. Tocmai ce am lăudat-o, că o băgai cu spatele? Da, probabil. Nu, ne dă pe pe stânga, nu pe dreapta. Aoleu, și vrăjitoare. Unde mă că mă duc eu acum la vrăjit? Uite-mă că n-aveam mâncat. Băi, frate, porci, hai să-i nimici molecușe pe ăștia. Vinau cu a, mamă, arcaș, doi arcași colo. Și eu sunt un arcaș și nu mai am, nu mai am săgeți. N-am nicio să-ți dau, nu mai am niciuna, goddammit. Și am dat. Auzi? Da. N-avem șanse de nimic, să știe, pe aici. Păi? Păi, până vine soarele, nu prea putem să facem mare lucru. Uite-ți, știu că și pe partea cealaltă sunt. Uite o mină acolo și putem să ne ducem să luăm niște resurse de acolo eventual. O vezi? Peste stradă, peste stradă. Peste strada de apă. Eu am plecat deja. Am plecat deja, a? Da, mă duc să mor primul. Ce silențiu să ai fost la faza asta. Păi da, gen, rămâi tu că eu mă duc. Da, 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 cam așa. Păi și uite așa. O chestie care și asta îmi place. Bărcile, dacă nu mai apeși pe W, încetinesc foarte repede după aia. Deci nu sunt ca celelalte, ci cum erau înainte, dai după W, dar ele tot continuă cu aceeași viteză și încetineau foarte, foarte încet, știi? Da, trebuia să apeși pe S și să te rogi, da, da, băi, exact. Hai să nu se spargă. Exact, își mențineau viteza, știi? Da. Dar astea nu, astea sunt super ok. Ok, nu mai am... Te ajut cu un pickaxe, vină încoa. Bine, mai am ceva de piatră, nu... I-al posta? Aveam păi da, de piatră. Ei, am avut și de fier. Deci barosan. Păi dacă mai am 3 bucăți de fier, dar nu le strec. Barosan. Îi mai fac un pic ordine pe aici. Băi, stai așa că nu trebuie granitul ăsta. Îl arunc jos. Trebuie să ne mai luăm niște mâncare. Trebuie să avem niște mâncare mai mult așa. Mai am 4 bucăți de mâncare și 7 nefăcute. 3 nefăcute, 2 la mine. Ne trebuie multe, gen jumătate de stack, ca să fim relaxați din punctul ăsta de vedere. Oh, creeper în stânga ta, creeper, fugi. Unde, mă? Creeper în stânga ta. Când eu zic, urcă sus. Urcă sus. Nu mai pot. Da, puteai. Hai că vine spre tine. Vine spre mine, superb. Unde e barca? Fugi. Dar îmi place că tot după tine vine. După mine vine. De ce, mă? Nu știu, dar mie îmi convine că pot să-i dau. Mai, am abarcutat și bong! Da, hai că l-am luat. Urcă în parcă și hai să mergem, că uite un râuleț mic pe aici. Și văd că răsare soarele ușor, ușor. Da, da, da. Și că unde-i, mă? Și el era lângă el. Dar nu l-am văzut, deși uite că nu se vedea. Uite, am găsit toi. Hai să facem un share, să pregătim aici. Ce bine, cu foarfec, că nu uita, da? Da, da, am pregătit foarfec. Frate, am găsit oi. Da. Ia, yeah, baby! 3 ne trebuie. Avem multe, frate, aici. Păi, deja am luat de un pat. Da. Uite, tași că vine unul de la mine. Dar ce vine tot? N-are cap. Băi, ce mă luat? Aoleu, stai așa că vine și skeletonul ăla să dea după noi. Oh, shit, man. Ce n-aș mai ies la mic când suntem... Aoleu, creeper în stânga. În spatele tău. Fug, rupe fâșul. Aoleu. Nu mai gata, iau ăsta. Gata. Nu mă prind scheletoane. Hai, la barcă. Nu mă prind scheletoane. Nu!
Run! Atât! A scăpat! Stai că acum se luat pe tine, eu n-am scăpat, încă îmi dau o raită pe aici, am o vrăjitoare lângă mine, oh my god! Aruncat vrăjitoare la mine, dar nu m-a nimerit! Ok, ce fac eu, mă, da. Cu ea? Nu mai scap de ala. Olu, ce-a băbuit acolo? Și eu și barca? A bubuit barca? A bubuit, dar nu s-a stricat. Ah. Slavă Domnului. Cuși, mă! Că veneam după tine. Ce e ăsta verde? A, e squid. E ok. Bun, acum, întrebarea mea este, mai ne aventurăm aici? Hai să mai luăm niște lemn de pe aici și niște saplinguri, că noi pe insula noastră acolo noi nu avem, știi, și să plantăm. A, și porci, animale, ca să luăm niște mâncare, că noi nu avem acolo, știi? Perfect. Mai luăm niște resurse. A, ia uite câți porci sunt pe aici, e belea. Da, da, păi acum o susținut în capul meu. Nu? Serios? Nu, am auzit pe cineva care a dat cu arcul, dar văd că nu. Nu mai e. No. Ce-a, yeah. Băi, ce-a dat una și-a fugit? Cauza că am dat eu nimică, scoate așa un sunet de la celălalt. Uite niște porci în partea cealaltă. Mamă, dintr-un hit le dau, what the fuck? Păi era unul care căzuse și mai lovise și eu și după aia a fugit de mine. Poate era ăla. Uite niște porci aici și să luăm niște saplinguri și lemne de pe aici, că noi nu avem acolo pe insulă. Saplinguri nu pot să iau cu shields. Uite aici o mină. Dar nu cred că se duce prea adânc ca să explorăm cine știe ce. Hoia! Ce animal! Băi, ce mă enervează iarba asta? Păi? Păi da, dau... E prea multă? Păi da, da, dau un porc și dacă îmi stă o iarbă în față, după aia trebuie să aștept să se reîncarce ca să mai dau o dată în porc, știi? A, da. Ce da, e da, super da. Nasol. Mă bag la niște lemne acum, luai niște carne. Am luat și eu niște bucăți de... lemne, dar mă uitam pe aici să văd dacă mai găsesc ceva. Cred că am găsit o mină mai mare. Super. Da? Dai seama dacă reușim să spargem templul ăla de acolo, că luăm și gol și diamante o grămadă. Mm-hmm. Am găsit aici o mină destul Super. De mare. Se adâncește bine. Ia-o pumul ăsta și ne aventurăm în ea. Tocmai ce începui cu el. Uite că am găsit niște porci, numai bine. Bun, hai că luai și ăsta. Păi, pune crafting table-ul. Hai aici, spre mine, dacă mă mai vezi. A, uite-te, în spatele tău, practic. Stai că luerg după curul ăsta. Da, da, știu unde ești tu. Băi, dar să pui porci pe aici? Da, păi pune un furnace, niște coal și pune niște mâncare la făcut, că nu mai avem. Că te aduc și eu imediat. Stai așa, unde e intrarea în mine? Ia, ca să punem la intrare în mine. Aici? Nu pare. Nu, aici undeva. Asta. Ah, aici, uite, aici. Aici, asta e chiar stai intrarea. Stai așa, da, furnace-ul e la tine, dar, sau nu l-ai luat, trebuie să-l facem. Bun, hai că-l da, facem. Da, nu l-am luat, de-asta ziceam. Niciunul l-am luat, dar fac... Dăm, pune crafting table-ul jos. Asta l-am pus. Și fac eu furnace. Hai că mă mai după porcușor de Guinea. Așa, așa că îți mai dau niște mâncare și col, blocul. Uite acolo. Las, că aveam col o grămadă. Punem așa, 45. Gata, boss, hai că facem mâncărică aici. Știi ce? Eu aș face pe aici un pilon ca să ne vedem. Și încă ceva. Da. Bagă și fă spatul. Dacă ai loc în inventoriu, fă spatul. Eu îmi fac de pe acum, că în caz că vine după aia ne mai prinde, știi? Să da, avem da, da. Opțiuni. Ca să nu mai stăm pe aici. Bun. Pa. Atât. Bun. L-am omorât. Și lemn. Boing. Am un pat! Am un pat! Mamă, bă, unde fost, mă? Așa. Ha. Păi, am două săgeți să ți le dau, deci când ești prin prea da, acum. Cu două fac foarte multe. Păi faci, ai văzut și porcul. Cu două chiar faci, dacă nimerim o vrăjitoare de aia, îi dai două capace și după aia o iau eu la sabie. Și facem așa, ceva. Așa, Bun, hai că e ok până acum. Ai fost în furnace mai înainte? Da. A, și ne las să umblăm amândoi odată, what the fuck? Ia, dă click pe dreapta, eu sunt în el acum, am pus card. Acum mă lasă, ok. Probabil era frunza și nu mă lăsa. Nu frunza, iarba. Da, o distruse pe aia. Da, bun, deci trebuie să-mi fac un pat, ai zis? Fă spat ca să avem în caz că vine noaptea și cum putem dormi, cum bam, bujubum, bam, 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 bam. Am rezolvat problema, mai trebuie să le aranjez un pic pe aici. Ia mă, unde, cum te lăudași tu cu intrarea asta? Asta e, multe intrări. Ok, hai că eu sunt aici la gură.
La gura peșterii. A, păi pe aici n-avem, frate, să se duse, gata. Se înfundă, nu e nimic A, în dar ea. Nu aia, măi. Asta la altă, Pe aici. care? Asta de aici. Se duce Oh, în jos. nice. Și N-avem apă, n-a. dar din ce am observat, se poate intra și pe aici. Și văd că aici Da, e un schelet. uite, 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 uite saplinguri. Au început să cadă saplingurile. Stai să le iau rapid până nu se Mai despawnează. este aici în stânga de unde ți-am arătat. Mai este o intrare, numai e un schelet acolo și nu vreau să mă Ah, aventurez pe încă. ăla l-auzeam eu. Tot auzeam un schelete. Stai așa că Păi... mai scap din lucruri. Stai așa că trebuie să ne facem un sistem de coborâre. Mi-am luat niște bucăți de mâncărică. Hai să văd dacă pot să le iau din două săgeți pe Mr. Skeleton. Două săgești după aia doar, dar dă-le la maxim, știi? Nu îi mai dau nimic că a dispărut de aici. Eu l-am auzit, deci îl aud în continuare. Încă l-auzi? Nu, l-am auzit, da, cu câteva secunde. Posibil să-ți fi dus în jos, hai să mă uit. Da, s-a dus în jos. Uleu, ce-a dat Ia cu auzi, un ar. a dat în tine? Nu, a dat numai cu arcul pe lângă mine. Aha. Hai că Bun, e moarte de zombală pe aici. și eu-l De țintuiesc, dar nu-l văd. Vezi că am minat în jos o scară, deci poți să cobori în jos foarte comod. Băi, dar unde te-ai dus, bă? Uite-l, mă, că nu știu. Nu-l mai vezi, gata. Aha, uite-te. Uite-te, Băi, mă. de asta e scheletul acolo, frate, doar l-auzi. Băi, e șmecher, l-am găsit pe Skeleton și foarte multe resurse. Îi dai cu sabia Mori! acolo. Încerc! Dar unde ești, mă? A, ești pe partea okay, de gata, cerul gata, pe nu acolo. mai încerc, gata, nu mai încerc, gata. Eu sunt în gaură aia, ce mi-a arătat-o prima dată. Știu, știu, eu eram în cealaltă, dar nu mai încerc, gata. Eu aici că am făcut scări speciale, m-am muncit la ele, dar n-ai văzut. Hai că fac eu altceva, să mă simt în siguranță. Aha, aha. Da, dar eu chiar, deci am făcut frumos aici. Așa. Ai găsit drumul? Da. Hai frate, colea prin găurică. Așa era? Nu, dacă așa. Nu, uite-te unde sunt eu. A, stai așa că eu încercam să... Craftezi ceva? Da, da. A, bun, dar știi unde sunt eu, da? Da, unde te-am lăsat hai acolo. Hai să-ți fac cu mâna, că te văd de aici. Te-am văzut. Hello from the other side. Aha, vezi? Uite așa. Așa, gata. Ai găsit drumul. Avem niște ești fier pe nebun, aici. Nu mai măriți, gata, mi-au scutul că mi-a dat-o de majulit. Oh, what the fuck? M-ai speriat. Holy shit, cât te găsești aici jos. Stai așa, stai. Să facem așa, ca să avem aici încă o scară. Da. Îți lua scut, a? Nebunule. Da, da. Păi nu se mai poate mai cu ei. A, tu dai în fierul ăla. Eu dai în fierul ăla, da. Opa, stai am așa. Am văzut că pică fierul, am zis că, na. A făcut și cu scară fier pe aici? Aici am început eu ceva, dar, na. Deci e rândul tău să faci scările, a? Mhm. Adică... Fac și o continuare pe aici. Încerc să ajung și la fierul ăla care e mai sus și acolo. Apăr. Da, trebuie să le luăm. Așa, hai să... Deci am făcut o scară care coboară și apoi urcă. Bun, bun, bun. Stai să mai punem o torță pe aici. Noi cred că ar trebui să ne întoarcem un pic sus să punem fierul la făcut. Că păi avem că carne, un stack, aia nu s-a terminat încă. Da. Mă gândesc că avem un stack gat deja, trebuie nu? Să o punem acasă, știi? Dacă terminăm mai repede pe aceea. Da, dar mă gândeam că dacă toți suntem la explorat... Asta așa e, dar gândește-te, gândește-te, gândește-te cât mai până sus. Bă, stai așa că mai avem fierul ăla de acolo. A, nu pot să iau goldul ăsta de aici. Cum să nu? A, cu de-alea de fier? Da. Da, nasol! Nasol, dar trebuie să luăm. Uite, vezi un motiv în plus pentru care trebuie să smeltim fierul aici. Și... Haide, bun. Deci, hai că am continui văzut aici scheletonul. Așa, ai dat în mine, hai, mai dă-i o dată. N-ai tu, mai dă-i o dată. Că merge să sări, ai, gata, hai că a mers. Băi, ce-mi place că îl bat cu scutul. Dai cu scutul peste oase, a? Da, și acum nu mai pot să mă urc, ok. Bun, hai că am reușit să urc. Deci e chiar ok, îmi place așa cum... Aoleu, cât fier. Ce s-a întâmplat? A, păi bun, bun, bun. Rupe-i fâșul la fier, rupe-i fâșul! 4, 6 bucăți sus, sau 5 bucăți. Dar stai așa. În spatele meu acolo. Tu mai ai viață la pickaxe? Da, e full. Aha, iar și tu pe ăla. Așa. Eu... Câte pickaxe-uri ai? Unul mai am, ăsta e ultimul. Ne-am dar oricum am terminat
Da, avem sus, nu mai avem de explorat, gata, da, până aici, hai sus. Numai gold-ul ăsta să luăm. Da, 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 dar să punem, să facem niște pickaxe-uri de fier. Ce scări? Mă gândeam la armuri. Păi da, ne permitem și și. Păi da, trebuie să facem pickaxe de fier ca să luăm aurul. Lumină! În sfârșit! Da, bă, ce scări tare am făcut. Da, e frumos aici, într-adevăr. Bun, a, uite că mai e 7 bucăți de făcut. Păi în cazul ăsta mă duc să mă bat da, și mai... cu... Aoleu, nu mă mai bagată, că acum a apărut și un creeper acolo unde era scheletonul. Am mai găsit o mină în partea asta. Opa, pregătește patul, pregătește patul. Eu sunt deja la somn, nu știu cum să spun. Văd cum se uite creeperul ăla și logic, pe cine crezi că vine? Spre tine. O, mă, calmă. Ei, mi-ai dat și tu una, hai că acum... Ia să vezi cum s-ară. Cioranimo! Băi, nu cred, mă. Auci. Băi, deci nu moare, e fur rezistent. Da. Vezi că te lasă să dormi. Serios? Bun, sper să nu fiu deranjat. Ia. Hai să dormim. Eu sunt în pat și tu știu. Ești. Dar văd că nu se... Nice! Cu... Hai că luăm câteva resurse. Gata, frate, așa da. Și mai are două bucăți de mâncărică. Așa. Tu lemn ți-ai mai luat de pe aici? Eu am adunat și chiar și câteva saplinguri. După saplinguri am stat, dar am dat copacul jos, am zis că nu mai pică, m-am dus. Uite, am găsit o peșteră mare aici. Cu plină de fier. Și eu am intrat într-o peșteră unde este fier. Da, ia asta, hai să punem noi tot fierul ăla la smeltit. Aoleu. Gata, s-a terminat asta. Da, am dat într-o peșteră de mama focului. Ia să vină Matale încoace să-ți dau niște... Da, cred că da, ok, ok, cred că dăm unul de altul. Că văd deja numele tău. Da, păi nu, eu sunt sus, eu sunt sus. Eu am venit aici să-ți dau mâncare și să pun fier la smeltit. Fii atent că o torță nu mai am, o torță. Și nu mai am încolo. Hai că am aici. Păi, vrei să-ți arunc eu de aici o torță? Nu, că am ceva. Ai, e super acolo tu. A, dar hai că e bine, că văd că suntem foarte aproape. Uite, dacă dau doar tot ăsta fost, cred că ne și vedem. Păi da, mă, tu ești sub două blocuri distanță de suprafață. Da, uite, uite, am făcut lumină. Și s-a făcut lumină! Hai să-ți, okay. Să-ți dau de mâncare și să-ți faci pickaxe de fier ca să luăm și noi aurul și să ne mișcăm puțin mai, mai cu talentos. Stai așa, bun, hai că am urcat aici undeva. Ia zi, ai bețe? Am lemn. Am foarte mult lemn, dacă e până acolo. Ok. Ia și ingotul ăsta și vezi dacă ai 3 cu ce e în cuptor, că-ți mai dădui și-o 1. Am 4. Perfect. Dar parcă aveam și-o 1 la mine aici, nu mai știu unde a dispărut. Mai arunc din ele. Bun, deci un pickaxe. Așa, așa, ai că mai făcui rost de... de o săgeată. S-am aruncat-o... Ia-mă în spate! hai să luăm aurul ăla. Așa. Mă, și uite, propun... ai văzut peștera cealaltă? Păi eu am făcut aici o peșteră, nu știu, uite... Mă mai nu, aia mare. E una mare de tot în muntele de lângă noi. Dar nu-i departe. În munte nu. Da, da. Eu m-am băgat în altă peșteră, unde am găsit foarte mult fier. Aha. Și acum am de gând să stau să-l colectez pe tot. Ok. Deci începe într-o parte și ajungea în altă parte, practic. Eu sunt la aur, dacă vezi aur... Mai luăm și cărbune, mă gândesc. Ai instrument. Eu am un stack de cărbune și o să-mi păstrez tot timpul că am un stack de cărbune. Cred eu că e de ajuns. Păi în cazul ăsta îmi fac și o stack-ul meu. Nu mai mult, caz că mai sunt și alte lucruri de luat, știi? Și dacă am mai mult, deja nu mai. Încă. Și tot timpul, știi cum mă gândeam, un stack de cărbune tot timpul, poți să-ți faci blocuri de cărbune, poți să ții mai mult să-ți faci blocuri de cărbune și da, da. Mă mai gândeam la un stack de lemne prelucrat în permanență și știi sigur că ești barosan. Serios? Da. Chiar că te pricep să supraviețuiești. Aha. Așa cum? Gata, tu pe unde ești? Asta e să-ți vorbim. Într-o peșteră, nu știu dacă mă vezi. Mișcă-te o leacă. Acolo unde te-a omorât creeper-ul, vezi că am făcut o intrare în peșteră. Dar nu m-a omorât. Nu te-a omorât, a bubuit, pardon. Era aproape să te ia, zic și eu. Da, dacă intri în peștera aia, urmezi cursul și ar trebui să mă găsești.
Am înțeles. Eu sunt în... deci la, nu știu, 30 de blocuri distanță există o peșteră mare cu un schelet în ea, aparent. Superb. Oricum, deja am ajuns la capătul peșterii și o să ies prin partea asta. Oh, hai să-l nimicim pe ăsta. Pac 1, pac 2, pac 3, pac 4. Mamă, nu, deja nu mai am viață. Jesus, mamă, cum e, frate, fără... Îți propun să faci un scut, că e foarte folositor. Da, asta o să fac acum. Cu scutul pare foarte ușor de jucat. Serios? Chiar se cunoaște diferența atât de mult? Da, păi dacă pun scutul nu mă mai nimerește nimica. Bun! Păi dau o lovitură, pun scutul, aștept să își revină sabia, iar îi dau una. Stai așa, făceai scutul cu o bucată de fier, parcă. Da, șel. În colț, o puneai jos, nu pui nimic. Da, lemn, da, da, da. Da, faci un... V din ăla. Gata, l-am rezolvat. A, vine așa. Dăm stack-ul de cărbune. 5-8. Bun, și mă îndrept și eu către peștera asta, să vedem cu ce se mănâncă și să punem scutul la întrebuințare, măi. Te punem aici. Creeper! Da. Bun, hai că am venit la suprafață și am auzit că a bubuit ceva, vin după tine. Da, o să rămânem aici și continuăm în episodul următor, uite, explorăm și peștera asta, ne-am luat paturi, acum suntem ok să ne ducem spre insulița noastră și cât să fier? Continuăm la atentarea invadării templului din apă. Bun, până data viitoare! Noi v-am salutat, dar eu sunt prea îndrăgostit de fierul ăla.